Tratamentul pentru COVID-19 e mai dur decât chimioterapia. Este mărturia unui medic oncolog care s-a îmbolnăvit de coronavirus. Femeia povestește că și recuperarea e la fel de grea. Nu poți să te concentrezi, îți cad obiecte din mână și reînveți să mergi. În doar două săptămâni, COVID-19 a transformat un medic care salva vieți într-un pacient care cu greu se ridică din pat. Aflată acum în recuperare la domiciliu, femeia atrage atenția că ea a avut o formă ușoară. Dar cu toate acestea, spune că nu a mai întâlnit vreodată o boală asemănătoare. Tratamentul care este foarte dur, eu sunt medic oncolog, ca lumea să înțeleagă că un pic știu ce înseamnă afecțiunile severe. Trebuie să recunosc că această afecțiune SARS-CoV-2, din punctul meu de vedere, depășește orice am văzut până acum. La o jumătate de oră după ce ai înghițit tratamentul, apar toate efectele secundare. Arsuri, gărețuri, diaree. Este înfiorător, depășește orice schemă de chimioterapie. Fără gust sau miros și cu tot corpul slăbit din cauza tratamentului, doar rațiunea îi mai face pe pacienții COVID să se hrănească. A fost un efort deosebit în cele 10 zile să pot mânca, pentru că dispare pofta de mâncare. Ai senzația că mănânci hârtie, pur și simplu. Mi-am dat seama că trebuie să mă hidratez foarte bine și trebuie să mănânc forțat pentru a putea rezista. Culmea, în anumite cazuri de COVID-19, recuperarea este mult mai grea decât boala însăși. Dincolo de faptul că poți să ai o afectare hepatică datorită tratamentului, și acest lucru nu s-a întâmplat și mie, rămâi totuși cu o grămadă de sechele, cu o stare de astenie destul de serioasă. E ca și când ai învățat din nou să mergi. Nu poți să faci decât câțiva pași, după care trebuie să te așezi. Vei rămâne cu niște probleme de concentrare, nu mai poți să citești foarte mult, nu mai poți să urmărești emisiunile pentru că obosești, rămân probleme de coordonare, să știți că este adevărat, scapă obiectele din mâini, lucru pe care îl observ și la mine, chiar și după terminarea tratamentului. Situația este cu atât mai gravă cu cât studiile cercetătorilor avansează. O echipă de savanți din Spania, de exemplu, a descoperit că anumite forme de COVID-19 vin cu simptome diferite de cele pe care le știau. La unii pacienți, infecțiile au debutat cu iritații în interiorul gurii.